veți fi dispuși să lăsați liberalilor poziția de candidat la primăria Târgoviște, la viitoarele alegeri, așa cum se aude? De ce nu? Dacă au un tip de valoare și dacă venim și considerăm că este câștigător, nu e nicio problemă. Pentru că sunteți atât de încântat de această alianță, dați-mi un nume de persoană de la PNL care ar fi potrivită pentru astfel de candidatură. Nu am făcut nicio analiză de genul ăsta, dar o să facă și analizele astea. Deci... Care sunt ăștia, domnule președinte? Haideți să revenim la nivelul... Domnul Sol, haideți să vă spun, s-ar putea să apară un lider așa, peste noapte. Care e problema? Și la PNL. Nu trebuie neapărat să luăm și să facem apel și să judecăm unul după istorie. Pentru că, într-adevăr, la nivel local, PNR-ul n-a avut o forță mare, o forță... N-a fost ca un considerat, ci nici n-a dat dovadă că este un partid de forță. Dar asta nu înseamnă că trebuie, cum să vă spun, să luăm în calcul numai varianta istorică. Eu vă spun că în 4-5 luni de zile o să vedeți că și PNR-ul și PC-ul vor să fie mobilați cu indivizi care nici noi nu ne așteptam să facă politică. Știți dumneavoastră mai multe decât noi? Eu simt. Nu știu dacă știu. Nu, eu nu spun că știu.